Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit în bucătărie! Astăzi vom continua seria de ove pregătaru. Poate țineți minte, dacă sunteți mai vechi pe canal, dacă sunteți mai noi, anul trecut, prin perioada asta, am făcut un videoclip în care am gătit spaghete. Dar astăzi voi găti ceva mult, mult mai dificil de atât, și anume măr cu biscuite. Da? Ați auzit bine. Vom face măr cu biscuite, un preparat foarte dificil, pe care, cum să spun, era o delicatesă pentru mari exploratori din era explorării. Mergeau pe mare și mâncau măr cu biscuite ca să nu facă scorbut. Jur că asta nu e inventată de mine. Așadar, dacă nu dați like pentru algoritm, lăsați un comentariu, vă bat cu făcălețul ăsta. Am eu act de coșocul vostru. Hai să vă prezint ingredientele și instrumentele necesare pentru a prepara mult îndrăgita mea rețetă măr cu biscuite. Și aici avem tot ce ne trebuie pentru mult iubita noastră rețetă de măr cu biscuite. Niște mere, nu contează soiul, o să facem un măr cu biscuite interracial, de asta am luat 3 mere diferite. Biscuitele, bineînțeles, de preferință petit beurre, un castron de plastică pentru copiii mici, una bucată răzătoare și o ustensilă de curățat mărul. Așadar, hai să începem. În primul rând, trebuie să spălăm merele cu apă rece, nu cu apă caldă. După ce am spălat merele bine, trebuie să le curățăm. Poți să faci mărul cu biscuite și cu mărul necurățat, să pui un pic de coajă. Dar, fără de a exista riscul să ne rămână în gând niște coajă de măr, o să-l decojim. Eu folosesc instrumentul ăsta, că pe ăsta l-am găsit prin bucătărie. Eu nici nu știu ce am, deși locuiesc aici de câteva luni. O să dureze un pic până îl curăț, tai la montaj. Știți ce e mai rău decât să muști dintr-un măr și să găsești un vierme? Să găsești doar o jumătate de vierme. Acum vom lua frumos merele și le vom da prin răzătoare. Iei o lună și apoi iei un soare. Pui zahăr, apoi pui sare. Amesteci totul și ai terminat. Ra-da-ra-da-ra-da. Vino cu noi în bucătărie. Acum cu mine și o farfurie. Vino cu noi în bucătărie. Acum cu mine și o farfurie. Da! Iar acum, momentul adevărului. Ce face un bucătar adevărat? Gustă! Și în caz că nu v-ați dat seama, eu mi-am pus bandana pe cap să nu pice vreun fil de păr, pentru că sunt un bucătar foarte responsabil, cel mai mare pregătar. Bun, momentul adevărului, nu facem asumâră la microfon, ia să vedem cum a ieșit mărul cu biscuite, fără scorțișoară, fără zahăr. Hai că am nimerit cantitatea de biscuite, l-am amestecat bine. Bun, ăsta ar fi clipul cu mărul cu biscuite. Scrieți-mi comentarii ce ați vrea să mai vedeți să gătesc și să nu începeți să-mi spuneți pizza la microunde sau ciocolată caldă. Măcar ceva la fel de dificil precum mărul cu biscuite. Exista riscul unei accidentări să-mi prind degetele în răzătoare. Oricum, trebuie să spăl vasele. Așadar, mănânc mărul ăsta și mă apuc de treabă. Videoclipul acesta a fost inițial exclusivitate pentru membri. Cine își ia membru va vedea videoclipurile cu aproximativ o săptămână înaintea tuturor. Așadar, dacă vrei să vezi videoclipurile în exclusivitate, ia și tu membru, nu te costă mai nimic. Și pe lângă asta, aveți pe lângă capul meu un videoclip în care am gătit spaghete, cred că l-am menționat mai devreme, și de asemenea alte videoclipuri recomandate. Eu mă duc să spăl vasele. Ciao les tuturor!